FIFA a avertizat Brazilia că ar putea suspenda prezența atât a echipei naționale cât și a celor din club din competițiile internaționale. Ednaldo Rodrigues, președintele Federației de Fotbal din Brazilia, a fost demis de un tribunal de la conducere. În urma acestei decizii, FIFA a reacționat pentru că Forul Mondial nu acceptă ca instanțele civile să intervină în deciziile federațiilor naționale. Astfel, FIFA a anunțat printr-o scrisoare trimisă către secretarul general Alcino Reyes, care a fost demis și el, că va lua sancțiuni dure în acest caz. De asemenea, Kenny Jean-Marie, șeful asociațiilor membre ale FIFA, și secretarul general adjunct al CONMEBOL, Montserrat Jiménez García. Oficialii care au semnat scrisoarea au transmis că se poate ajunge chiar până la excluderea naționalei Seleção și echipelor de club din competițiile aflate sub patronajul Forului Mondial.